îngrozitor de cald în clipa asta. M-am încins, mamă, 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 este și foarte cald în România la momentul ăsta, dar unde mă duc eu nu e atât de cald, astfel încât m-am încoțopenit ca tare. În vreo 10 minute o să ies pe ușă și am zis să vă pun la curent cu ce vom face, ce va fi, despre ce va fi vorba în vlogul ăsta, mai mult decât vă puteți da deja seama din titlu, în ideea în care voi pleca pentru următoarele 4 zile la Lyon, în Franța. Este o călătorie ce a fost planificată cu mult timp, planificată cu vreo 4-5 luni, dacă nu mai bine de atât, ca un cadou primit de la una dintre, aș vrea să-i spun, prietenele mele actualmente, fiind o urmăritoare inițial, care mi-a trimis un pachet foarte frumos de ziua mea cu tot felul de nebunii din Franța, ea locuiește în Franța, tot felul de nebunii, printre care se aflau acolo și niște bilete la un spectacol al Ditei Von Teese în luna noiembrie, pe 3 noiembrie, parcă, la Lyon. Și când am văzut biletele alea, bine, tot pachetul a fost cumva, wow, cât de multe a trimis, și mă uitam la el și eram gen... pentru mine? Adică toate astea pentru mine? Știu că mă plâng. Dar biletele alea m-au dat pe spate complet. Și de atunci am tot vorbit cu ea, am păstrat legătura, am avut grijă să-mi cumpăr biletele de avion, am avut grijă să căutăm cazare, ca să vedem ce putem face pentru zilele astea, că am zis să stăm mai mult, să petrecem niște timp împreună și să fie mișto. Să mergem doar la spectacol și atât. Bineînțeles că am acceptat invitația cu tot dragul, că na, nici nu aveam cum să spun nu la așa ceva, mai ales la ce fan sunt eu, Dita Von Teese. Știți cât de mult îmi place, știți de cât de multe ori am vorbit despre ea, chiar și părul meu în clipa asta este inspirat de ea și e, mă rog, e altceva, e o femeie foarte mișto, despre care am vorbit, nu insist, nu intru acum în subiect, dar când am văzut biletele alea, îmi sticleau ochii și evident că am tot așteptat momentul ăsta și dacă ați ști de când v-aia să vă spun, dar am zis, nu, las-o așa, să vin atunci, ca stupiză, să fie ce trebuie la momentul ăla, că de regulă când plec pe undeva, cred că ați observat că n-anunț niciodată cu timp înainte, m-am dus și atunci, nu, vin și, a, știți, eu mi-am luat bilete, ha, o să plec, deși pe toate mi le planific cu ceva timp. E, acum, sunt extrem de pregătită, voi pleca singură în această călătorie. N-am mai plecat singură, cred că de când am fost la mădă, în Germania. Dar sunt obișnuită, nu e o problemă pentru mine. Am escală în Frankfurt, pentru că zbor direct București-Lyon aparent nu există. Am escală în Frankfurt, voi zbura o oră jumătate până în Frankfurt, vreo 2 ore stau în aeroport, după care din Frankfurt zbor la Lyon. Iar de la Lyon, înțeles că trebuie să iau un tren sau ceva de genul ăsta de la aeroport ca să ajung să mă întâlnesc cu ea, ceea ce sper să mă descurc, dacă nu, Doamne ajută, să știți că v-am iubit. Hai să vă arăt și ce outfit am, că sunt așa foarte vintage, interesant zic eu, mor de cald, pe lângă asta e foarte ok, stați așa să întorc camera. Așadar, aici mă prezint, acolo avem o pisică leșinată de cald și de durere, că v-am spus, viața este foarte grea, un microfon, mă rog, însă outfitul meu pentru acest moment este cam așa. Am pe mine un plovoraș verde, pe care eu cred că voi îl vedeți negru acolo, dar să știți că e verde, e de la H&M, e tot din material din ăla dubios de v-am zis că năpârlește îngrozitor. Sper totuși că ăsta să nu aibă aceeași soartă ca ăla roz, deocamdată s-a comportat mai ok. Am pe mine fusta vintage de catifea, pe care ați tot văzut-o prin clipurile mele, prin postările mele, prin pozele mele, v-am de anul trecut, știți că iubesc mult de tot. Cureloiul ăsta imens luat de la Zara, pe care cred că l-ați văzut dacă ați urmărit vlogul din Copenhaga, îmi place maxim, maxim, maxim și știu că mă vor pune la aeroport să-l dau jos, dar nu e o problemă, mă sacrific pentru el. Am de asemenea ciorap foarte groș pe dedesubt, ghetuțele astea de la H&M pe care le-am de câțiva ani și nu știu dacă mai țineți minte, dar am dat, țineți-vă bine, 20 de lei pe ele, de atunci le-am purtat de un număr infinit de ori și cam atât de principiu. Mai am bineînțeles haina care va veni pe deasupra, un rucsac în spate ca bagaj de mână, trollerul mare pe le am pe dincolo, nu vi le-am mai arătat și cam asta sunt și sunt foarte pregătită și dornică de Lyon și de Dita! Am ajuns pe aeroport în Frankfurt, m-am așezat la o măsuță aici după ce mi-am schimbat poziția de vreo 2-3 ori, poziția, locul, mă rog, ideea este că m-am mutat de la o poartă la alta astfel încât a trebuit să mă fuzui și am vreo 2 ore de pierdut pe aici, așa că am zis să scot camera să vă pun la curent cu evenimentele din avion. Evenimentele din avion au fost foarte tumultoase pentru că am avut niște turbulențe cumplite, atât de cumplite încât la un moment dat mă resemnase și deja zic, da, până aici am fost, cât a fost frumos și acum, Doamne ajută, îngera și pufoș și sper că mă plac în continuare. Glumesc, dar m-am speriat foarte tare, foarte, foarte tare pentru că a fost ceață și niște condiții meteo nu tocmai ok, nici în România, când am plecat de acasă nu era deloc ok. Iar cu zborul ăsta chiar m-au luat așa un pic trepidații, le zic, mă, să vezi tu ce pățesc eu acum. Dar a fost ok într-un final și când am aterizat, că lumea când a pus-o la roata pe asfalt, zic, yes!
Apoi am venit aici la aeroport, am să luam un codelou absolut imens, unde a trebuit iarăși să trec prin security check, tot acâmul, toată distracția. M-am dus prima dată la poarta pe care credeam că o am, am stat pe acolo vreo 20 de minute când mi-am mai încărcat bateriile, telefoanele, după care am parcurs iarăși o mare parte din terminalul ăsta și m-am așezat la poarta pe care teoretic aș avea-o acum, să vedem dacă nu-mi schimbă iarăși. Ce vreau să vă spun este că aeroportul e imens, e ceva, și eu sunt doar într-un terminal, adică nu vreau să-mi imaginez cât e cu totul dacă este să includem și celelalte terminale. E ceva de speriat. Deci, cred că Bucureștiul, Otopeni, mă rog, aeroportul din Otopeni e cât o de baran ăstora. Da, așa că asta am făcut până acum. Vedeți, sunt cu spatele la geam. Acolo e un avion în cazul în care decolăm cu ăla, ca să știți. Cu ăla vom zbura spre Lyon. Iar spre Lyon ar trebui să am, cred că, o oră jumate, două, cam așa ar trebui să fie zbor, oricum, lejerean. Am ajuns în Lyon de vreo 2 ore, dacă nu chiar 3, 2-3 ore pe care le-am pierdut stând de vorbă. Efectiv ne-am așezat la masă de când am ajuns și am pălăvrăgit în continuu despre una, despre alta, până când ne-am pus țara la cale și acum, dacă tot urmează să plecăm afară, să mergem, să explorăm, să facem practic ceva astăzi, să nu pierdem ziua, am zis să vă pun și pe voi la curent, să știți care-i treaba, care-i situația, ce s-a întâmplat. Întâi de toate zborul, care a fost super ok, a fost mult mai lejer Frankfurt-Lyon, n-am mai avut aceleași turbulențe groaznice pe care le-am experimentat odată ce am plecat din România. Asta a fost foarte bine. Am ajuns cu bine, după care a trebuit să iau un mijloc de transport în comun, însemnând ceva ca un tren bănuiesc că a fost ăla, nu? Cum îi spun? Da, un fel de tramvai-tren. Un fel de tramvai-tren. O navetă. Pai, am luat naveta spațială și mi-am prins eu un pic urechile pe acolo, dar am avut indicații și ajutor și până la urmă am reușit și am ajuns la cazare din punctul în care vă vorbesc acum, însemnând că suntem într-un Airbnb foarte frumos, o clădire din asta cu geamuri înalte pe care vi le voi arăta și pe care sper eu să am timp să le pozez în următoarele zile cât o să fiu aici, pentru că e foarte, foarte mișto. E o clădire veche, am senzația, cel puțin din ce am văzut așa, cu scările circulare și cu interiorul curții. Am să vă arăt și asta. Însă să vă pun la curent cu toată treaba, să vă arăt Airbnb-ul, să vedeți cât de frumos este, să vă arăt și pe Andreea, pentru că nu cred că v-am spus, dar așa o cheamă. Andreea este cea care mă va însoți și cea care m-a chemat aici și alături de care voi petrece zilele astea minunate și alături de care voi merge la Dita Von Teese. Vom merge și o vom stocui acolo pe Dita Von Teese, poate reușim să facem și o poză cu ea. Cred că visez, dar eu vreau, îmi doresc. O să întorc camera acum. Exact. Întâi de toate, vă dați seama că vă vorbeam de la geam, ca totuși să nu am umbre dubioase. Asta se vede pe geamul meu. Uite, vedeți, am, nu știu cum să-i spun, fier de ăsta forjat, balustrada de asta din fier forjat, foarte frumos. Geamurile, ia uite câta geamă, ia uite câta geamă. Imaginați-vă ce clipuri aș face eu aici cu atâta lumină care intră în cameră. Am și eu niște fetișuri din astea imobiliare cu geamurile. Acolo un calorifer minunat care îmi va ține de cald, sper eu. Un scaunel în partea asta, un poster foarte interesant pe perete, iar aici am un pat mare dublu pe care Andreea mi l-a cedat de bunăvoie și nesilită de nimeni, ea sacrificându-se pe canapea. Asta în cazul în care nu vrea să doarmă cu mine. Tăcere. Aici pe pat mi-a lăsat diverse... Se mai gândește! Se mai gândește, da! Pe pat mi-a lăsat diverse bucurii în care n-am intrat, că v-am spus, ne-am luat cu vorba. Dar uite, zice aici o chestiuță, zice pentru albăstrica, să-i fie cald în sezonul rece, cu draga Andreea. Suntem două Andrele, suntem trupa Andrei, lasă-mă papa la mare, numai că suntem lasă-mă papa la Dita, cam așa. Acolo mi-a lăsat niște bombonele, drăguțele, ne vom înfrupta, pentru că știm cu toții, dieta e viața mea. Iar aici sunt bagajele mele, cala, mă rog, bagajul de mână, toate nebuniile și cam așa arată camera din partea asta. Încoace, cum te întorci, este holul, iar aici este ușa de la intrare, cam pe aici pătrunzi, penetrezi edificiul minunat. În partea aia este livingul, aici la baie este Andreea, unde o lăsăm în pace deocamdată pentru că se pregătește. Și ca să vă arăt livingul, uite acolo fetișul total, șemineu tot. Deci eu nu am locuit niciodată pe nicăieri, nici măcar așa, ca Airbnb, hotel, undeva unde să existe un șemineu, astfel încât văzându-l pe ăsta, chiar dacă e unul mai modern, îmi vine să-i ridic altare și să fac plecăciuni în fața lui. E frumos, nu știu dacă o să-l pozez neapărat, dar este frumos și e ceva deosebit. Iarăși avem ferestrele astea mari și foarte frumoase, înalte, vedeți, cu același fier forjat drăguț acolo. Asta este măsuța unde s-a produs cina aceea de taină fără cină, adică aici am stat și am vorbit, am povestit, am
pus tara la cale, după cum v-am zis, un ceas frumos pe acolo și, mă rog, e decorat așa foarte cozy, nu știu, confortabil, prietenos, se simte o atmosferă familiară. Iar în partea asta avem bucătăria, care e cu open space. Vedeți acolo că avem, mă rog, aragaz, plită, chiuvetă, frigider, avem ditati. Tot ce vrei și ce nu vrei. E foarte, foarte drăguț, chiar arată super bine și tabloașele alea acolo sunt foarte frumoase cu lion. Aici avem niște cărțulii, iar aici, pe masă, avem harta de care ne-am folosit. Până acum, mă rog, mai mult s-a folosit Andreea, că eu sunt o nepricepută totală. Ne-am folosit de ea ca să facem planul de bătaie, să vedem ce vom executa pe ziua de azi, pe următoarele zile și așa mai departe. Da? Despre asta vă mai povestesc cu altă ocazie. Acum întorc iarăși camera. Am făcut un pic laringită la cât am vorbit, dar e ok. Întorc iarăși camera, doar cât să mă mai vedeți odată, după care mă voi duce să mă refreshuie și eu puțin, că sunt totuși machiată de la... un 3 dimineața și apoi plecăm în oraș, mergem, ne plimbăm, vrem să și mâncăm ceva dacă găsim deschis, pentru că din câte am înțeles, astăzi este o sărbătoare națională. Nu știu ce sărbătoare națională este. Ce sărbătoare este? Este un fel de ziua tuturor sfinților. Ați înțeles, da? Deci este ziua tuturor sfinților. Astfel încât e cam închis din ce am priceput. Am și văzut când am ajuns că erau magazinele închise, înțeleg că și restaurantele sunt închise, muzeele sunt închise, că aveam un plan 1 care am înțeles că e super aproape pe aici, dar nu vom merge pentru că, hei, sărbătoare. Nu e o problemă, merge mâine, astăzi o luăm așa la pas, cătinel, cătinel. Este 4, deci mai avem câteva ore până când apune de tot soarele. Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. Stay the night, then we leave when it's light. Nothing wrong, it's alright with you. No price, oh, no. No price, oh, no. No need, oh, no. So free. I don't care what you say, what you do, how you feel. As long as you can show me a good time. I don't need promises, honestly, no big deal. As long as you can show me a good time. I don't care. Oh, 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 oh. Yep. Da, am zis să vă vorbesc din camera asta din baie, pe care nu cred că v-am arătat-o ieri, dar nu asta era motivul. Am zis să vă vorbesc de aici ca să-mi vedeți și outfit-ul pentru ziua de azi, căci nu am altă oglindă în casa asta. E doar oglinda din baie și cu toate că nu mă vedeți cu totul, măcar așa să știți cam cum arăt. N-am apucat să vă mai zic nimic aseară, v-ați dat seama, pentru că a fost multă oboseală și odată ce ne-am întors înapoi la cazare de la restaurantul unde am mâncat, am picat efectiv, n-am reușit nici măcar să mă demachez. Iar dimineața asta când m-am trezit, mi-era și teamă să nu sperii pe Andreea, pentru că eram raton, așa, eram cu ochi din aia de panda, de raton, mă rog, eram bine de tot, eram foarte sexy. În orice caz, aseară ne-am plimbat destul de mult, am ajuns acasă undeva în jur de 11 noaptea, ceva în zona asta, iar după plimbare am fost și am mâncat la acel local drăguț, care sper eu că a fost înregistrat cum trebuie pe cameră, că lumina era destul de slabă, Les Enfants Terribles. Am zis bine? Da, perfect. Și tu? Ah, la la, mon dieu. Eu sunt. Am mâncat acolo ceva specialitate lioneză, cel puțin eu asta am vrut. Era, nu știu, un fel de carne cu niște cartofi și cu niște salată pe lângă pâinici din alea de ale lor. Am băut un pahar de vin, am mâncat și un pic de desert și la final simțeam că nu mai pot, că nu mai pot mișca, eram așa, mă mișcam când pe stânga, când pe dreapta. Dar astăzi suntem pregătite, gata de treabă, este un 8 și ceva în dimineața asta. Ca să vă arăt cu ce m-am îmbrăcat, am aceeași fustă pe care am avut-o ieri, aceeași curea, tot când mi-am schimbat bluza. Am bluzița asta cu jabou acordeonistă, dacă v-am spus glumița, dacă nu o s-o auziți curând, nu știu exact cum se sincronizează clipurile. E bluza de la H&M. Cerceii sunt de la SOS, iar în picioare să-mi iau cizmele de la Stuart Weitzman, alea negre simple. Și cam așa o să fiu astăzi. Și cred că vom începe cu o plimbare drăguță tot așa prin zonă, pentru că la 10 vrem să mergem la muzeul textilelor, așa îi spune? Da, textilelor și artelor decorative.
aia, deci textilelor, muzeul textilelor și artelor decorative, care e foarte aproape de noi, e la vreo 5 minute ceva în zona asta, super aproape, numai că deschide la 10. Așa că o să ne facem de lucru următoarele ore, poate găsim și o cafea, ar fi minunată, după care mergem la muzeu și vă iau cu mine. Of course, bien sûr! Probleme de oameni care n-au oglindă. Înfofolirea s-a produs astfel încât am blănoaca asta la gât și sper să nu deger. Am și mănuși, nu știu dacă vedeți. I need new flavor, reason to throw my game, not really why I came. Oh, do me a favor, pour me another glass, pour hearts that never last. Oh, take me, I'm a wild boy, getting bored out looking for attention. I'm not looking to meet new friends, no. Am plecat din centrul Lyonului, relativ pe străduțele pe care le-am explorat și aseară, și odată ce am făcut asta, am zis să ne oprim să luăm și noi micul dejun, să bem o cafea în cazul unei ciocolată caldă. Mă rog, și am găsit o cafenea foarte frumoasă, dar cu o servire nu tocmai plăcută. Din păcate, cred că puteți vedea că arată foarte frumos, sunt oglinzile alea mari în spate și arhitectura e foarte, foarte detaliată și luxuoasă, ornamentele sunt foarte frumoase, candelabre, o nebunie. Adică văzând de afară, am zis că mamă, cât de frumos. Ne-am așezat la o masă unde ei ne-au indicat că ne putem așeza. Acolo, ce să vezi, era mizerie pe masă, n-a venit nimeni să curețe vreo 5 minute asta și am păzit-o. Până la urmă ne-am mutat la altă masă. De la altă masă ne-au mutat ei, că n-avem voie să stăm acolo pentru că nu știu ce se întâmplă. Până la urmă am venit la o altă masă, la cea de-a treia masă, unde într-un final, după ce ne-am așezat, am aflat că nu au nu știu ce produse din meniu, că s-au terminat patiseriile, produsele de patiserie și panificații. Astfel încât până la urmă ne-am ales cu o clătită pentru mine, o ciocolată caldă, iar pentru Andreea omletă, cafea, unt, pâine și... și mi-a dat și mie, da, mi-a dat și mie să gust. Uite, cam aici sta să vă arăt. Am stricat farfurie. Da, uite, mi-a pus și mie. Deci aici este clătita mea cu Nutella, iar acolo este o omletă, ca să fie o combinație foarte reușită. Cam în 7 seara în Fon și vă vorbesc de acasă, unde ne-am întors de acum vreo oră. Am stat așadar în oraș, în zona aia veche a Lyonului, Vieux Lyon. Am stat acolo cam toată ziua, ne-am plimbat pe străduțele alea pietruite, foarte frumoase, și cred că ați putut vedea o parte pentru că am filmat atât cât s-a putut, însă la un moment dat mi-a murit bateria și nu cred că v-am spus, dar am uitat în Copenhaga bateria de rezervă pe care o aveam pentru camera asta. Astfel încât astăzi am avut un moment din ăla de frustrare maximă, că nu mai aveam ce să filmez, nu mai aveam cu ce înregistra, nu mai aveam cum să produc materiale efectiv. Asta este, în orice caz, cred că ați văzut așa în mare, să vă faceți o idee, e o zonă foarte, foarte frumoasă, mi-a plăcut super mult acolo, parcă ar fi din Harry Potter anumite, nu știu, anumite magazine, anumite zone, așa îmi dau senzația, sunt magazine individuale, adică n-am văzut pe aici niciun mall, cu atât mai mult în zona aia, vă dați seama, străduțe din astea pietruite, pe fațade e scris așa elegant, totul este cumva vechi, antichizat dacă vreți, dar foarte elegant, foarte clasic, fix pe stilul meu. Și cel mai mult și cel mai mult mi-a plăcut că am intrat în vreo două magazine unde era un fel de anticariate, cel puțin așa se numesc la noi. Adică erau cărți, vrafuri de cărți, ceva așa imens care ajungeau până în tavan,
sunt cărți de tot felul, vechi, noi, ediții, chiar într-unul dintre anticariatele astea ne-a spus domnul care vindea acolo că cele mai vechi cărți sunt din secolul XVI, deci vă dați seama, așa ceva nici nu am visat vreodată că o să văd, n-am văzut nici acum că n-am stat să îl întrebăm exact care sunt alea, dar erau absolut superbe, erau tot felul de coperte superbe pentru cărțile astea vechi, așa cum astăzi nu se mai fac. Unele erau de la 1800, altele de la 1900, absolut splendide, splendide. Nu mai aveam baterie atunci ca să filmez, însă am să inserez câte ceva pe aici, așa că am făcut câteva poze pe, pentru Instagram cu telefonul și ca să vedeți în cazul în care n-ați văzut acolo. Și mi-am cumpărat de la cel de-al doilea anticariat în care am fost două cărți de povești splendide pe care vi le voi arăta eu de seară sau mâine dimineață, sper să nu uit, dar în cazul în care mă ia iarăși oboseala la noapte, mâine dimineață vi le arăt cu siguranță. Sunt bineînțeles scrise în franceză, deci vă dați seama, asta va fi un impediment pentru mine, însă din fericire cunosc poveștile, dar sunt superbe. Una este de la 1930 și sunt povestiri de Hans Christian Andersen, ilustrate, foarte, foarte frumoase, cu o copertă din aia groasă, cu auriu, super frumos. Și mai este încă una cu poveștile fraților Grimm, aia e de la 1950. La fel, ilustrată, scrisă în franceză, ceva deosebit, cum astăzi nu mai vezi. Și n-am rezistat, a trebuit să mi le cumpăr, cred că v-am mai spus eu că atunci când plec pe undeva, îmi place să aduc vechituri și am început să colecționez și cărți. Iar când am văzut cărțile alea, erau atât de multe și atât de frumoase, nici nu știam ce să iau mai întâi. Chiar în primul anticariat în care am fost, aproape că plângeam pe acolo, mi se scurgeau ochii pentru că voiam cam tot ce se găsea în magazinul ăla. Și în primul anticariat erau destul de scumpe, adică o carte din asta era cam 100 de euro, în condițiile în care eu din Germania le-am luat cu vreo 2-3 euro bucata, adică multicel, dar la cel de-al doilea anticariat le-am găsit puțin mai ieftine, așa că mi-am luat și eu două, am zis am acolo povești că nu se știe niciodată, poate le citesc blănoșilor sau ceva. Iar odată ce am făcut asta, după ce ne-am mai pozat, după ce ne-am mai oprit pentru o ciocolată caldă, cât timp ne-am mai încălzit, am venit înapoi acasă să ne schimbăm, pentru că muream de picioare atât eu cât și Andreea, căci am avut inspirația divină amândouă astăzi să purtăm cizme peste genunchi cu toc înalt. Și ceea ce cred că nu v-am spus, dar am filmat cu siguranță, reprezintă scările alea foarte multe pe care le-am urcat ca să ajungem în zona cea mai de sus a acestei Vieux Lyon, acestei zone. Și acolo era o catedrală foarte impunătoare, foarte frumoasă și o priveliște superbă asupra orașului, se vedea practic cam tot orașul. Din fericire am avut și vreme bună, yes, astfel încât ne-am putut bucura de experiență. Dar ca să ajungem acolo, a trebuit să urcăm și, într-adevăr, la un anumit punct sau în anumite zone existau scări, dar în multe alte zone era efectiv pantă și trebuia să o urci. Imaginați-vă cum a fost să urcăm toate alea, destul de multe, cred că sute de scări, dacă nu chiar mie am urcat. Imaginați-vă cum ar fi fost să urcăm toate alea pe tocuri. Exact asta am făcut, după care coboarele. Și bineînțeles că ne dureau picioarele, mai ales că am stat de atâtea ore, adică suntem plecate de acasă de pe la 9 și am venit la 6, nu? Cam așa. Da. Cam așa. Da. Și am zis să venim, să ne schimbăm. Am și mâncat ceva, am rost aici ce am cropit Andreea, o salată, o, nu știu, un sandwich, ceva, cât să ne potolim foamea, că amândouă eram lihnite. Iar acum hai să vă pun pe voi la curent, după care ne întoarcem iarăși în zona asta a vechiului Lyon, unde avem rezervare la masă pentru seara asta, la un restaurant care știm cum se numește, avem habar, cum îi spune? Ceva... Ceva de familie, da, e tot o chestie din asta tradițional lioneză. E un bușon lionez. Ăla, cum stai? M-a bătut deja. Bușon lionez. Ziceți voi că nu sunt eu cea mai talentată, cea mai... Și o să mergem acolo cu rezervare făcută ca să nu ne mai luăm țeapa pe care ne-am luat-o aseară, că găsisem un restaurant super frumos, ceva cu niște decorațiuni Art Nouveau, nebunie, și noi ne-am dus, bună ziua, am venit, suntem noi, vrem și noi să mâncăm ceva la dumneavoastră. Și bineînțeles că ne-au dat afară, pentru că nu aveam rezervare și nu te duci așa cum te duci la McDonald's. Pentru seara asta totuși ne-am șmecherit și o să mergem să mâncăm în zona aia ceva tipic lionez, ceva tradițional, că eu cam asta am zis și am spus și Andrei, vreau să mănânc chestii de aici, de la mama lor, că pizza pot să mănânc și la mine acasă. Așa că vom merge acolo și vom servi, vom lua masa, ne vom bucura de bucate tradiționale lioneze, care sper eu să fie foarte bune, măcar cum au fost și alea de aseară, și vom face asta în următoarele 5-10 minute, odată ce termin de dat raportul. Știi pe tine. Și de vreau și eu și mine, dacă se poate. Și oglinda e superbă. Și are iar sistemul ăla de cum l-au închis, știi? Da, 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 cum e și la cazare. Da, foarte frumos. Ce e asta aici? IKEA mai spălat? Crunch.
Foarte frumos Grand Show. Accesorii de expoziție. Ne place. Și de la Lyon am hotărât să zburăm la San Francisco în această minunată seară. Avem aici podul de bază, avem și un Tour Eiffel acolo. Dar ca să știți, suntem totuși în Lyon, în continuare, glumesc. Avem acolo un baby Tour Eiffel, adică au făcut ei așa o chestie care se semene cu turnul Eiffel ăla mare tăticul lor, numai că e mai mic, da? Tot așa cu peculețe, drăguțel, simpatic. L-am văzut astăzi, dar nu l-am filmat, că mie mi s-a părut urâțel, ca să fiu sincer. Ce este? De e un suport de antene, ca să știți, e Digi pe el acolo, grup, mare, mare antena. Iar aici avem un pod, care evident că nu e din San Francisco, glumesc, vă dați seama, dar este foarte frumos. Și e fain așa cu apa asta, uite, văd acolo niște bărcuțe, cred că se alea, nu? Chestia da, e albastră? Da, foarte drăguț, vaporașe, da. O altă da. Navetă spațială. Exact, exact, pe apă, cred că e foarte frig, dar e drăguț așa să le observi. Urmă, suntem în vechiul Lyon, ce vă povesteam mai devreme, și am comandat ceea ce ne doream de pe tăblia aia pe care a zis-o mai devreme, numai că a venit cu un fel de aperitive, bănuiesc că sunt astea, nu? Da. Și aperitive înseamnă că a venit cu trei castroane foarte mari, cu un castron plin de pâine. Asta să vă arăt castroanele cu aperitiv, ca să vedeți ce e aperitivul, deci nu felul de mâncare principal. Stați așa. Poți să iei ăla dacă vrei. Poți să niște, niște. Deci a venit odată cu ăsta. A venit după aia cu ăla. A venit după aia cu ăla. Și a venit după aia și cu ăsta. Și avem și pâine. Ca să știm o treabă. Iar după asta se presupune că ar trebui să mâncăm și felul principal plus vin. E bine, cred că... Brânză plus desert. A, da, că în meniul ăla avem și brânză și desert. Cred că o să ne iasă, o să fie bine de tot. Dăm, luptăm și câștigăm. Vezi, deci deja ai educația cea mai bună. Ai înainte, dai la poate. Da, voiam să spun că orgia culinară nu s-a oprit acolo și după ce am terminat de mâncat din castronele alea 3 de aperitive, au mai venit cu încă 4, ca să fie sigur, ceea ce n-am văzut în viața mea, nu știu dacă tu ai văzut vreodată, dar așa ceva, ce e acolo? Avem idee ce e acolo? Carne? Arată ca un parizer. Parizer. În partea asta pare a fi o salată de speclă, oare? Da, speclă roșie. Speclă este, nu? Speclă roșie. Acolo cu tot o carne. Ceva crud. Ori e carne, da, să stau crudă, departe. Ori e pește crud, ceva gen sushi. Și acolo e linte, nu? Linte, da. E o salată cu linte. Și repet, încă nu a venit felul principal, deci ce am comandat noi nu este aici, nu este nimic aici. Ce am comandat noi urmează, astea sunt doar aperitivele. Abia acum a venit și felul principal, singura problemă este că nu prea mai intră. Am terminat de mâncat cele 500.000 de feluri de mâncare, ba chiar a venit și cu niște brânzeturi cu nuci, din care am mâncat destul de puțin, după care a venit vremea desertului și la desert, ce să vedeți, am primit iarăși 500.000 de feluri de mâncare. Avem 5 opțiuni, întorc camera și vă arăt. Avem așa, corectează-mă dacă greșesc, avem cremă de zahăr ars aici, aici ce e asta, că nu știu. Un fel de orez cu lapte, un fel de orez variantă cu... de budincă. Orez cu lapte, variantă de budincă, acolo sunt pere, nu? Da. Pere în compot, nu sunt în alcool? Alcool, ba nu, alcool. Ok. Aici? Aici e boule de neige, un fel de lapte de pasăre franțuzesc. Lapte de pasăre franțuzesc și acolo? Se numește boule de neige. Și astea sunt prune în sirop. Da. Sau ceva de genul. Așadar avem toate astea la dispoziție. Oricum am mâncat până, nu știu, cel puțin simt că explodez. Nu prea mai sunt capabilă, dar mă voi sacrifica mai ales pentru crema aia de zahăr ars. Hai, pe ea și pe mama ei. Și de când m-am întors înapoi acasă, astfel încât sunt cu fața relativ proaspătă, curată, cu părul spălat neapărat, pentru că, nu știu dacă v-am zis, dar mi-am uitat șamponul uscat acasă, nu mi-am luat la mine niciun batez, niciun L'Oreal, nimic, deci n-am niciun tip de șampon uscat cu mine, astfel încât a trebuit să mă spăl neapărat pe cap, că am și uitat astăzi, am tot zis că trebuie să cumpăr un șampon uscat și am terminat. În orice caz, mi-e somn de crăp și m-aș fi culcat categoric, dar am promis că vă arăt cărțile alea frumoase și vreau să mă țin de cuvânt acum, în seara asta, nu mâine, că după aia uit, mă iau cu alte
noaptele și nu o să apuc mâine seară, oricum e spectacolul Ditei și nu cred că o să-mi stea mintea la așa ceva. Dar ca să vă pun la curent cu ce am mai făcut în seara asta, întâi de toate, experiența de la restaurant a fost ceva complet neașteptat pentru mine și șocant, având în vedere că vorbim de orașul ăsta, de un oraș francez, pentru că nu că aș fi fost eu de multe ori în Franța și că aș avea așa o cultură foarte vastă în ceea ce privește gastronomia lor și cum se mănâncă la restaurante, dar am fost obișnuită din experiențele modeste de până acum cu niște porții destul de meschine, adică niște farfurii mari, foarte ample, cu o porție așa micuță. Și când am văzut cât de multă mâncare ni s-a adus astă seară, deci așa ceva n-am experimentat nici măcar la turci, în Istanbul, unde pot să zic că acolo am mâncat cel mai mult și acolo m-am bucurat de cea mai mare ospitalitate din toate experiențele mele turistice de până acum. E, ce a fost în seara asta? Deci nu venea să cred câte feluri de mâncare a putut să aducă omul ăla, în condiții care nu erau comandate de noi. Și am stat acolo cam până pe la 11, cred, cam așa, deci cred că măcar vreo 3 ore tot le-am petrecut în restaurantul ăsta, așa, dar categoric ne-a plăcut. După ce am plecat de acolo, cătinel înspre casă, cred că vreo 20 de minute de mers pe jos, aceeași liniște calm pe care l-am experimentat și ieri și era să o pățim destul de urât în seara asta, pentru că odată ce am ajuns în fața cazării la Airbnb aici unde suntem, ne-am dat seama că nu avem codul de intrare în clădire, pentru că l-avea Andrei anotat undeva pe un carnețel, l-a uitat carnețelul acasă și numai bine că n-aveam cum să intrăm și am stat, cred, nu știu, 5-10 minute în fața cazării, căutând prin telefon, prin e-mail-uri, prin documente, să vedem dacă găsim undeva, adică ia, că eu nu aveam codul ăsta, să vedem dacă găsește codul de intrare. Și am avut baftă pentru că a fost un domn care a intrat în clădire atunci, ne-a lăsat și pe noi și așa am reușit de a intra. Noi chei de la apartament aveam, problema este că nu aveam codul ăla de acces. În orice caz, bine că s-a rezolvat, suntem ok, acum am și eu codul, avem amândouă, deci o să fie bine de mâine încolo. Și iar mai stat puțin de vorbă, am făcut planul de bătaie pentru mâine dimineață, după care am venit în fața voastră și acum pot în sfârșit să vă arăt minunatele cărți pe care le am luat. Am luat prima dată cartea asta, asta este cea de la 1935. Sunt povești de Hans Christian Andersen ilustrate și cartonul ăsta de pe copertă e o parte aici mai rigidă, iar aici este una mai lucioasă. Uitați-vă ce frumoasă este ilustrația asta, este absolut superbă. Și am văzut cartea în vitrină, ne-a atras atenția și am intrat, am întrebat de ea și bineînțeles că am putut să ne uităm, după care am decis să o cumpăr, că nu era de ratat. Și sunt astfel de desene care mi se par splendide, sunt genul de cărți care astăzi nu se mai fabrică sau poate se fabrică în ediții din alea de luxuri foarte scumpe, nu sunt chestii foarte comune, adică nu găsești așa ceva pe elefant. Sunt foarte frumoase, sunt absolut deosebite, uitați-vă la ele. Și paginile așa sunt din astea îngălbenite și e mirosul ăla de hârtie veche care mie place atât de mult și pe care îl regăsesc de principiu în biblioteca bunică mii. Dar v-am zis, am fost fascinată de anticariatele astea. Aici cred că e Mica Sirenă. Unde era ăla? Stați așa. Ia uite cât de frumos. Așa. Aici nu știu ce e asta. A, cred că tot Mica Sirenă este. Foarte, foarte, foarte frumoasă cartea. Deci asta ar fi prima dintre ele. Sunt tare încântată de ea și îmi pare așa de bine că n-am lăsat-o acolo. Mă bucur mult de tot că am luat-o cu mine acasă, că v-am zis, am văzut multe altele frumoase și nu știam ce să iau mai întâi. Iar apoi cea de-a doua este un pic mai mare. Sunt Poveștile fraților Grimm. Este de la 1950 asta și pe coperta aici scrie de zi. Albă ca zăpadă. Cea care este și în ilustrație cu piticii. Are un carton așa lucios pe care l-a aplicat domnul de la care am cumpărat, că l-am întrebat pe dânsul dacă plasticile astea sunt aplicate de el și au zis că da, sunt aplicate tocmai ca să protejeze cartea, că este veche. Dar, ca idee, în momentul în care o deschidem, uite cât de frumos arată. Și, de asemenea, avem ilustrații. Nu sunt tot din alea lucioase, dar oricum sunt foarte, foarte frumoase și ele. Scrisul este mare ca să vadă cine știe să citească, evident. Ia uitați-vă ce frumos. Foarte, foarte, foarte frumos. Și sunt și alte povești, nu e doar Frumoasa din pădurea, pardon, nu e doar Albă ca zăpada, îmi cer scuze, dar sunt obosită, terci sunt. Aici cred că e Hansel și Gretel. Asta nu știu exact ce este. Însă e deosebită și categoric mi-ar fi părut rău să o las acolo. Foarte frumoasă, foarte, foarte, foarte frumoasă.
nu era de ratat. Așa că astea sunt achizițiile mele pe ziua de astăzi, sunt tare încântată și de asemenea sper ca mâine să am cam aceeași baftă, pentru că mâine dimineața mergem la muntele de vechituri. Abia aștept, sunt tare, tare entuziasmată și chiar sper să găsesc acolo ceva drăguț să iau cu mine acasă, pentru mine, pentru casă, orice ar fi să găsesc antichități faine. Că nu știu dacă mai țineți voi minte, dacă n-am fost la Paris, vă povesteam atunci de târgul de vechituri, că ăla a fost cel pe care l-am găsit eu, a fi cel mai frumos dintre toate, câte am experimentat, câte am trăit, câte am vizitat, câte am văzut. Erau lucruri cu adevărat deosebite și sper să am aceeași baftă și aici, dacă sunt și prețurile așa bunuțe, cred că mă întorc cu bagajul plin. Dar să nu mă entuziasmez, că parcă vă costiu dezamăgită. Vedem mâine dimineață, filmez atunci, vă iau cu mine, evident. Revin, noapte bună, știi. Pleca la drum și Andreea s-a dus să ia câte ceva de mâncare, să rânțăim niște croasante, ceva. Este bulangeria asta, chiar aproape vis-a-vis de noi, este super aproape pe străduță aici. E pustiu, nu știu dacă vedeți că nu prea e nimeni pe stradă, sau de doar o mașină, probabil o mașină de gunoi, nu știu, sau de ceva gălăgie. Este 7:30 și suntem foarte pregătite de vechituri. Și ca idee, aceasta este fața mea în dimineața asta, fața mea pusă. Am avut grijă să-mi fac un pic părul, să-mi fac niște bucle așa după ce m-am spalat aseară pe cap. Căci trebuia, când stătea părul foarte iurea drept, fiind, eram un pic laica. Ai luat mai multe? Am luat două, îmi trebuiau până 100 ceva. Cu ce te ajut? Una dintre ele. Așa. La două croasante și un din ăsta cu stafide. N-am știut dacă îți place, te-am văzut filmând și... Nu, că eu mănânc cam orice. Să fie, Alexa? Da, e ca. Ne așezăm, nu? Da. Nu mai găsim loc, pe să... petrecute în ceea ce eu numesc rai. A fost superb, a fost divin, a fost o nebunie. Mirosea naftalină și a vechi și a stătut și erau numai moș și babe, astfel încât mă simțeam ca acasă. Adică maxim mi-a plăcut. Nu erau deschise chiar toate tarabele sau, mă rog, incintele. Din câte am înțeles, mâine, duminică, ar fi 600 de expozanți. Noi astăzi, nu știu, să fost câțiva zeci. Dar oricum am avut succes, am luat niște lucruri tare, tare frumoase. Am avut și un negociator de mare excepție care a participat intens acolo, a vorbit cu ei,
Eu bineînțeles că n-am înțeles nimic, stăteam, plecam la distanță și abia apoi, după ce negocia ea, comunica prețul. Și am luat vreo 3 rochii, cred, am luat vreo 3 rochii foarte frumoase, una e din anii 30, altele sunt 40, superbe, vi le arăt, bineînțeles. Am luat niște cărți foarte frumoase, super ieftine, comparat cu ceea ce am văzut ieri, erau... Ieri v-am spus, prețul unei cărți era undeva în jur de 100 de euro și am găsit astăzi ceva extrem de similar, dacă nu identic, la 2,50 euro bucata, ceea ce e extraordinar de bine. Am mai luat o cataramă pentru curea Art Deco din anii 20, absolut superbă, pe care iarăși negociatorul de excepție mi-a scos-o la 3 euro din 5. Ce am mai luat? Cărți. Cărți, am zis. Nu, am mai luat aia de pus pe perete, aia rotundă. Da, un obiect decorativ. Mătase pictată manual. Exact, ceva din mătase pictat manual, făcută, nu știu, pe un carton, nu știu exact ce e ăla, ce seamănă cu un tablou, ceva în zona asta, dar nu e tablou. Și încadrată de o bandă cumva rodată. Da. Brocard. Exact, superb, e frumoasă tare. Și revistele, de la și domnul care nu mai tăcea. Așa, da. Și era un domn care s-a ținut după noi, vorbeam continuu, nu știa ce să ne mai arate. Era ca un bătrân din ăla nevorbit din anii 60, săracu, că nu mai băgase nimeni în seamă. Și a luat niște reviste foarte frumoase din anii 20, sunt 1920 și ceva. Super faine. Foarte frumoase. O să vi le arăt, bineînțeles, și pe alea. Deci a fost un succes total. Chiar dacă inițial, când am ajuns, am coborât cu o stație mai târziu decât trebuia și a trebuit să luăm o stație înapoi. Dar am ajuns și în ciuda frigului și impedimentului ăsta, i-am găsit lucruri frumoase și sunt cea mai mulțumită și cea mai fericită și yay! Că am avut succes. Acum, așteptăm iarăși autobuzul, nu știu dacă v-ați dat seama, dar suntem în stația de autobuz. Mergem acasă, lăsăm toate sarsanalele, că sunt multe și sunt grele. După care mergem la muzeu, nu? Sau la restaurant? Avem rezervare. Avem rezervare, la Bocasia Păie, unde mergem, mâncăm și după cred că mergem la muzeu. Da. Să vedem și noi în muzeu, să fim și culte în cap. Știi. Să ajungem la restaurantul la care făcusem rezervare, pentru că găsisem o braserie minunată de la 1913, cu ceva decorat Art Nouveau, o nebunie, un extaz, și cred că vă dați seama deja privind așa cam de unde vă vorbesc, că nu e niciun Art Nouveau aici, nu e niciun extaz, nu e niciun 1913. Asta pentru că noi suntem în acea braserie, numai că ne-au băgat undeva într-o debara. Când am ajuns aici, mamă, minunat, extaz, arată foarte frumos de afară, și când intrăm, am trecut prin acea cameră superbă pe care am văzut-o pe site, unde voiam noi să mâncăm, unde am crezut că am făcut rezervarea, chiar Andrei a făcut rezervarea și le-a și spus că este un eveniment special. Uite aici, așa. Eu sunt vinovată. Nu ești vinovată tu, că nu ești tu, că să-și te atâmpiți. Și numai bine că odată ce am intrat, ne-a spus că acolo unde e frumos, ce au ei pe site, unde crezi tu că mănânci, acolo se întâmplă o nuntă, unde noi plebea nu avem acces, astfel încât ne-au dus așa pentru un culoar obscur și ne-au băgat în această debară, care arată ca un restaurant banal, ca orice, așa. Ceea ce e perfect ok, numai că noi am rezervat altceva. Adică nu e o problemă cu spațiul ăsta, dar noi am rezervat altceva. Iar bine, bineînțeles. Este a treia oară că mă întrerupe pentru că m-am apucat să-mi scurbez, dar asta nu mă mai opresc. Mă rog. Așadar, ne-am așezat aici, am dat comandă de mâncare și acum așteptăm. Presentimentul meu este că și mâncarea va fi pe măsură, pentru că prețurile sunt mari, dar sunt acceptabile pentru ceea ce e acolo, adică pentru ceea ce credeam noi că am rezervat. Pentru ce e aici, nu prea e ok. Dar nu este o problemă, vom mânca prost, probabil, mai această incintă absolut superbă și ne vom poza afară. Deci noi asta am rezervat ca să facem o poză afară. Ia, vine iar asta? La noi vine, nu-i așa? A patra oară. Așadar, vă prezint localul Art Nouveau. Ăsta este. Acolo e haina mea, dacă o vedeți în tuier. Suntem la Ikea, practic, dar Art Nouveau. Nu ți se pare? Este superb, da. Este un frumos. Andreea e în asentiment cu mine și ea este foarte fericită. Sunt foarte dezamăgit, da. Mai ales că m-am ocupat de rezervare și am precizat e pentru un eveniment special. Exact. Ne-au dat, deci ne-au dat în cap cu specialitatea, uite-te tu. În special, mă simt foarte special. Da. Poate să mai... sperăm că mâncăm bine. Da, sau că mâncăm. Try to breathe. Call you 7:22 a.m. Love the tone of your voice in the morning. I'm falling in love with you. Oh.
meseria vieții, unde mâncarea a fost bună, dar în final nota, nu știu ce notă le-ai dat de la 1 la 10, per total, pentru experiență, per total? 3. 3, da, pentru că experiența, servirea nasol, mâncarea bună. În schimb, am plecat de acolo, am luat un Uber și acum am venit la Muzeul Lumière, unde teoretic ar trebui să fie vorba despre cinematografie, nu? Da. Sunt inventatorii primului cinema. Și clădirea este foarte frumoasă, atât cât am văzut, că momentan abia am intrat, suntem la coadă, așteptăm să luăm bilete, dar muzeul este într-o vilă Art Nouveau și arată foarte bine, cel puțin din ce am văzut pe afară. Așa că stăm, uite, ca să vedeți cam ce coadă e, cam atât. Așteptăm noi și noi bilete și vizităm. M-am așezat într-o poziție foarte tâmpită, dar încerc să mă descurc și eu cum pot. Încerc să fac două lucruri deodată, însemnând că îmi fac părul și vorbesc cu voi, să vă pun la curent cu ce am mai făcut astăzi până când nu sunt nevoită să plec iarăși de acasă. Este 7 fără 5 minute, cred că în vreo jumătate de oră, 40 de minute, așa, plecăm spre spectacolul Ditei Von Teese, motivul principal pentru care s-a petrecut călătoria asta de altfel. Sigur, a fost o experiență minunată și spun a fost pentru că deja e pe terminate, mâine o să mă întorc acasă, a fost minunat, dar asta este ceea ce ne-a adus împreună, adică asta a fost așa un fel de pretext ca să mă exprim astfel. Andreea este momentan la duș, se pregătește, eu am zis să-mi fac părul, să mai câștig niște timp. Și vom pleca înspre ceea ce se numește l-amfiteatră, ceva de genul ăsta, parcă așa, parcă acolo se ține spectacolul. Am înțeles că va veni și o prietenă, nu știu ce fac aici, deci credeți-mă, dacă n-am oglindă în față, văd că arată ca naiba, dar e ok. Va veni și o prietenă de Andrei, o nemțoaică, ce ne va însoți, o cunoaștem și pe ea, vedem ce și cum și sunt super entuziasmată, e un moment tare, nu știu, deosebit pentru mine să o văd pe femeia asta live, pentru că este una dintre femeile pe care le admir, una dintre puținele femei pe care le admir și nu știu cum o să reacționez, cum o să fie, mi-aș dori foarte tare să fac și o poză cu ea, nu cred că se va putea, dar măcar să o văd cu ochii mei, căci, nu știu, e altceva, e deosebită și... abia aștept să mergem și acolo. Însă până acolo să vă spun ce am mai făcut odată ce am plecat de la Muzeul Lumière, cred că pe acolo v-am lăsat, cel puțin acolo am vorbit ultima dată cu voi, că așa am mai filmat eu cât de cât. Muzeul nu e cine știe ce, adică tematica muzeului, cinematografia, e așa evidențiată prin niște aparate din astea vechi de fotografiat filmat, sunt niște filmulețe, apar undeva la etaj câteva elemente din ceea ce era fost acasă a lui acestui Lumière. E drăguț, dar pentru mine atracția nu este neapărat subiectul expoziției sau muzeului, ci casa în care se ține expoziția asta. Casa aia este construită în stil Art Nouveau și este absolut superbă. Este singura casă bine întreținută pe care am văzut-o eu în stilul ăsta și mi s-a părut absolut extraordinară. Era splendidă, cred că ați văzut, probabil m-am și pozat pe acolo. A ieșit ceva? Parcă s-a undulat așa un pic. Mă rog, măcar așa de formă să nu fie părul lăsat. Și măcar din punctul ăsta de vedere eu zic că a meritat să mergem până acolo. Casa chiar a meritat, expoziția nu neapărat, adică muzeul nu m-a dat pe spate. Odată ce am plecat de acolo am mers să mai vedem încă un muzeu, pentru că n-am avut când
parcursul zilei de astăzi. Am mers la Muzeul de Textile și Arte Decorative, unde am ajuns un pic cam pe grabă, pentru că mai erau 20 de minute până când se închidea și a trebuit să ne mișcăm foarte repede, dar era foarte frumos. Erau niște textile, niște broderii, niște tapiserii absolut superbe, niște lucrături așa de minuțioase, cu fire, cu alambicături, adică ceva splendid, și cred că ați văzut că erau acolo și niște rochii frumoase pe care le-am filmat. Mi-a plăcut foarte mult ăsta și chiar mi-aș fi dorit să fi stat mai mult acolo. Adică ar fi fost mai bine dacă am fi început cu ăsta, cu Muzeul de Textile, căci erau mai multe chestii de aflat, de văzut, era mai frumos, și să-l fi lăsat pe celălalt la urmă. Da, mă rog, n-am avut nici noi de unde să știm, astfel încât am mers în ritmul ăsta. I read an article, she has quite some hunky company as well. Really? Yeah. Okay, maybe that will save the day. What, if she sucks. Vă vorbesc de la cel mai obscur bec posibil. Este de fapt o veioză care îmi strălucește așa un pic în cap. Asta pentru că eram foarte pregătită să mă culc și mi-am dat seama după că totuși n-am făcut încheierea pe ziua de astăzi. Dar cum nu am energia necesară pentru a mă duce și a prinde totuși întrerupătorul, a apăsa pe întrerupător și a prinde lumina, aia mare și puternică, va trebui să mă suportați așa. Spun că nu am energia pentru că este aproape 2 noaptea. Este 2 fără 10 și e foarte mult oboseală, având în vedere că în dimineața asta m-am trezit la 6. Cu toate astea vreau să reiau de unde am rămas ultima dată când am pălăvrăcit cu voi, mai exact cred că eram în sală. Spectacolul a fost categoric wow, au fost anumite momente în care simțeam așa frisoane, simțeam fiori pe piele, se ridicase pielea, părul pe mine, părul pe mâinile mele se ridicase efectiv și eram absorbită total de show. Costumele extraordinare, scenariul extraordinar, muzica mi-a plăcut maxim, maxim, maxim. Dita este fabuloasă, a avut o atitudine și o eleganță și o grație pe care eu admir, așa cum am mai spus de multe, multe ori. Ce voiam să spun și nu neapărat să insist pe subiect, dar simt nevoia pentru că am senzația că sunt niște percepții greșite, nu a fost nimic vulgar. Chiar dacă este un show de burlesc, chiar dacă fetele alea sunt foarte dezbrăcate și când spun fetele alea mă refer și la dansatoarele ei, în ciuda acestor lucruri, a fost extrem de elegant și de erotic, dar într-o manieră deloc vulgară. Trebuie să vezi chestia asta ca să înțelegi exact la ce mă refer. Că așa când te gândești la niște fete mai dezbrăcate, te duci într-o zonă vulgară, dar aici nu e vorba de asta și credeți-mă pe cuvânt că eu, nu știu, de când tot vorbesc cu voi, probabil v-ați dat seama că nu sunt adepta vulgarității, încerc să mă feresc pe cât posibil. Dar aici nu, e vorba de cu totul altceva și foarte, foarte sexy, foarte senzual prezentatorul, căci a fost și un băiat care prezenta acolo, probabil din echipa ei, a fost extrem de amuzant, au fost niște poante super bune, niște glumițe, adică sala a râs, ba era foarte sexy, ba se râdea foarte mult. Undeva pe la jumătatea spectacolului s-a făcut o pauză de vreo 15 minute, timp în care am stat la o coadă foarte mare la baie, iar după s-a continuat show-ul. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Singurul lucru care, nu știu dacă neapărat pot să-l numesc ca pe o dezamăgire, dar nu a fost ceea ce mi-imaginam eu că va fi, au fost reprize de câte, nu știu, 5-10 minute, habar n-am, în care se dansa, în care se executa show-ul cu scenariu, tot tacămul. E, din astea 6-7 bucăți
în care s-a executat show-ul, cred că vreo 3 au fost aledite, iar celelalte 3-4 câte au fost, au fost, vine să zic performate, dar nu e performate, au fost executate de dansatori din echipa ei, din crew ei, ca să-i spun așa, în engleză. Și cu toate că erau super talentați, eu mă așteptam să mă duc acolo să văd pe Dita, să văd 100% pe Dita. Nu m-au deranjat ceilalți dansatori, din contră, mi s-au părut că unii sunt mai buni ca ea, dar eu mă așteptam să o văd pe ea. Și am rămas așa un pic, nu știu, încă sunt în dubii, nu știu exact ce părere am despre chestia asta. Iar odată ce am plecat de acolo, am mers undeva la un bar cu fetele, am mai stat de vorbă și e foarte interesant pentru că tipa cu care am fost este nemțoaică și Andreea, mă rog, cu toate că ea e româncă, trăiește de atâta timp în Franța. Iar eu, româncă, a fost așa o combinație foarte interesantă în care la masă se vorbea ba românește, ba engleză, ba franceză, ba germană. Sigur, eu nu înțelegeam o babă de germană, dar, mă rog, norocul e engleza. Și am stat, am băut un pahar de, mă rog, șampanie, ce și-au mai luat și fetele pe acolo, iar când am plecat s-a întâmplat ceva absolut fabulos, ce încă nu vine să cred. S-a întâmplat că, în timp ce ne așteptam Uber-ul, exact atunci ieșeau din teatru Dita și echipa ei, cred că se duceau undeva spre hotel și am putut să o văd de foarte aproape, însemna am văzut toată echipa și a fost fabulos, pentru că acolo unde am avut noi locurile în sală, am văzut foarte bine, au fost locuri super bune, dar nu eram atât de aproape, adică nu eram la 2 metri de ea. E, și acum a trecut chiar pe lângă noi și nu vine să cred că am fost atât de emoționată și de pierdută încât nu i-am cerut să facem o poză. Ar fi fost ceva chiar deosebit, dar nu mi-am dat seama, nu știu, a fost prea rapid și erau toți acolo și eram pur și simplu... Eram absolut blocată, adică inițial nici nu mi-a venit să cred că a trecut ea și că eram atât de aproape de ea. Da, nu știu dacă înțelegeți sentimentul, dar pentru mine e chiar ceva deosebit pentru că e o femeie pe care o admir, așa cum am mai spus. Deci a fost o seară nemaipomenită și categoric ceva ce n-am să uit niciodată. A fost fabulos, fabulos și sunt așa de recunoscătoare că am avut ocazia asta și nu știu, nici nu știu cum să-i mulțumesc Andrei pentru nebunia asta, că ăsta a fost cadou pentru ziua mea, pentru ziua mea de nume. Un cadou pentru amândouă, că și pe ea o cheamă Andreea, dar a fost o surpriză nemaipomenită și ceva cu adevărat inedit, așa ceva nu mi s-a mai oferit niciodată. Da, așa că sunt cu mintea în multe, multe părți și, mă rog, am multe gânduri și multe idei odată ce am văzut show-ul ăsta. M-am gândit că vreau să schimb niște lucruri la mine sau, mă rog, să îmbunătățesc, dar acum sunt și un pic amețită și nu știu cât de coerentă sunt, așa că o să continui discuția când o să fiu puțin mai odihnită și cu mintea mai clară, cu gândurile mai clare, cu mintea mai limpede. Prin urmare, ne auzim mâine. Bagajul deja mi l-am făcut, am totul pregătit. Dimineața, undeva în jur de ora 9, o să plec înapoi spre aeroport și cred că cel mai probabil atunci ne auzim. Noapte bună și revin! Vă vorbesc direct din aeroport, deși sunt trează de câteva ore. M-am despărțit de Andreea cu vreo jumătate de oră, 30 de minute, oră. A fost super drăguță și m-a dus până la tren, practic. Adică am avut de luat un metrou, după care un tren, până când am ajuns aici la aeroport. Și a mers totul foarte rapid, adică am ajuns, nu era nimeni la coadă la bagaj, m-am dus, mi-am lăsat bagajul de cală, după care am venit aici prin zona de, mă rog, duty free, magazine, în sălile de așteptare, practic, până când o să reușesc să mă urc în avion. Și am reușit, am luat câteva prostioare, am luat ciocolată, mult am cumpărat magneți pentru prieteni, în familie, mi-am luat chiar și pentru mine câte ceva, niște lucruri drăguțe, am pus sacoșelele. Uite, bă, aici pe lângă mine, asta ce ar mai fi încă una. Mi-am luat niște bomboane pe care mi le doream foarte mult. Am tot vrut, am tot vorbit cu Andreea să mergem să cumpărăm bomboane din astea, numai că am uitat, am amânat și m-am bucurat acum că le-am găsit în aeroport. Și am zis, dacă tot mai am de stat, cred că vreo oră 20 până începe îmbarcarea, am zis să-mi iau și ceva de mâncare și sunt la un brioși dore, cred că vedeți că în spatele meu acolo. Mi-am instalat laptopul, mi-am pus telefonul la încărcat că sunt prize peste tot. Mi-am luat un sandwich, mi-am luat un pan șocolat și o cola, ca să fie bine, de fapt, un Pepsi, că n-au apus să-mi dea cola și stau și pierd vreme pe aici până când vine momentul să mă urc în avion.
Sunt un pic tristă pentru că mi-a plăcut super mult, a fost foarte fain și am rămas cu o nostalgie poate tâmpită, având în vedere că abia s-a întâmplat, dar a fost așa de frumos și așa de mult mi-a plăcut. O să mă pun și o să mănânc acum și am să mai filmez probabil odată ce mă urc în avion. Port în München, nu știu dacă v-am mai zis, dar a fost aceeași situație ca la adus. Nu există zbor direct Lyon-București și aveam conexiune aici, adică trebuia să prind zborul de aici din München, Munich. Și numai bine că zborul din Lyon a întârziat o oră, astfel încât am pierdut conexiunea, iar următorul zbor este peste 7 ore și jumătate. Deci sunt nevoită să stau 7 ore și jumătate în aeroport în München și să fac, nu știu exact ce, trebuie să aștept. Partea bună este că măcar am zbor astăzi, că nu trebuie să aștept până peste noapte. Da, chiar și așa, 7 ore jumătate e destul de mult. Și nu pot să zic că am o stare prea minunată în clipa de față. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată și am mai avut destule zboruri din experiența mea cu astfel de conexiuni, dar așa ceva nu, până acum nu. Exista desigur opțiunea în care puteam să am iarăși o escală, adică de aici din München să am escală în Frankfurt și din Frankfurt să merg înspre București, dar n-am vrut să mai fac asta pentru că nu mai pot, deja simt că mi explodează capul la cât de tare m-am enervat. Și am emoții acum și cu bagajul, pentru că bagajul meu a rămas pe aici, în aeroport, înțeleg, și va trebui să fie transferat și să-mi ajungă de seară, ceea ce sper să fie ok într-un final. Mi-au dat, desigur, cei de la Lufthansa un voucher de 10 euro să-mi iau o masă, ceea ce mulțumesc, apreciez, pe de altă parte nu și-a cerut nimeni scuze că, hey, probabil nu e vina lor, e vina mea, că au întârziat mai bine de o oră. Dar da, este minunat. Așa că o să mă duc să caut o priză cât de curând, să mintind toată șandrama, o să-mi iau ceva de mâncare, să mintind laptopul, încărcătorul de la telefon, toate treburile și să văd ce pot să fac în timpul ăsta. O să lucrez, nu știu. E și duminică, astăzi voiam să postez clipul, bine, o să-l postez oricum. Astăzi aveam un plan Copenhaga și mi-imaginam eu în capul meu că o să ajung acasă în timp util, astfel încât să pot posta, să ajung la pisici, să-mi fac și eu restul treburilor, dar nu, toată ziua este pierdută. Yay! E 1:43, dar am ajuns în București în final. Sunt în mașină, aștept doar să plătim parcarea ca să reușim să plecăm de aici, însă sunt în extaz că până la urmă sunt și eu acasă și pot să ajung la blănoșii mei. Am stat toată ziua în aeroportul ăla, cred că ați văzut, am stat pe laptop majoritatea timpului, cu vreo oră înainte am plecat înspre boarding, am mai stat și pe acolo, iarăși pe telefon, iarăși pe laptop, mi-am mai luat niște reviste, am mai mâncat niște ciocolată, mi s-a făcut foame, a fost o nebunie total, dar am ajuns și iarăși sunt extrem de încântată că bagajul meu a venit, pentru că aveam o mare teamă. Deci a fost bine. Bun, acum închei vlogul, sper că v-a plăcut, mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare, lăsați-mi în comentarii ce și cum, aștept ca întotdeauna impresiile voastre și abia aștept să ne vedem și data viitoare. Mă duc să mă culc. Pa!